Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Complexul energetic Hunedoara este tot mai aproape de divizare. Cu zile interminabile de la biroul Casei Județene de Asigurări de Sănătate s-ar putea sfârși. Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara vrea o prelungire a programului de funcționare. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi izvorul tămăduirii, zi închinată Maicii Domnului. Situația prin care trece complexul energetic Hunedoara nu mai are sorți de izbândă. Asta spun reprezentanții companiei și ai sindicatelor care ieri s-au întors de la București cu vești tot mai sumbre în ceea ce privește salvarea cec și implicit a întregii voiajiului. Guvernul vrea cu orice preț divizarea complexului energetic Hunedoara. Asta a transmis ieri ministrul energiei Andrei Gerea, care a avut o nouă discuție cu administrația cec și sindicatele. Din păcate, proiectul de ordonanță care este postat pe site-ul Departamentului pentru Energie ne creează fiori celor care suntem în zona de responsabilitate în ceea ce privește locurile de muncă, pentru că se întrevede extrem de clar intenția guvernului de a împărți complexul energetic Hunedoara în trei termocentrale: mine viabile și mine neviabile. I-am transmis domnului ministru că noțiunea de mină viabilă și mină neviabilă nu mai poate nimeni să-și o asume în anul 2015. Am făcut acest lucru în 2011, crezând că statul român are totuși intenția serioasă de a salva mineritul din Valea Jiului. Se pare că după 3 ani, mai bine de 3 ani de zile, au luat în considerație că este mai bine să închidă mineritul decât să-l salveze, fără să ia nicio măsură împotriva celor care au fost numiți pe criterii strict politice și au dus de râpă acest agent economic. Discuția s-a purtat pe timp aproape de o oră. Nu am fost numai eu, a fost și domnul director general și președintele Consiliului de Administrație. Dar evident că eu, ca și reprezentant al organizației sindicale reprezentative, m-am opus acestui demers. Mai mult decât atât, și acum, la ultima strigare, soluțiile sunt la nivelul discuțiilor. Se discută foarte mult de modificarea regulamentului 787/2010, care să poată să asigure ducerea termenului de închidere până în anul 2027. Dacă lucrul acesta se întâmplă, este posibil ca și noi să putem să acceptăm o reluare a discuțiilor despre un eventual program de închidere, nici de cum al tuturor minelor, dar dacă asta ar fi soluția, noi trebuie să avem și fundamentul legal pe care să putem discuta. A discuta astăzi de trecerea minelor pe un program de închidere înseamnă să le închidem în 2018. Acest lucru este de neacceptat de către noi, reprezentanții salariaților, și acest lucru l-am transmis domnului ministru pentru că am considerat că este bine să-l știe încă din fașă, nu după ce se aprobă hotărârea de guvern, ordonanța de urgență și ne aflăm în fața faptului împlinit. Dacă regulamentul 787 va fi cel care va continua să guverneze acordarea ajutorului de stat, lucru care implică închiderea minelor în 2018 și se mai continuă pe această gândire, revoltele în Valea Jiului cu siguranță vor reapărea, pentru că vor rămâne fără locuri de muncă mii de oameni și nu știu cine poate să-și asume o astfel de decizie. Cu zile interminabile de la biroul Casei Județene de Asigurări de Sănătate deschis în Petroșani, sunt din nou în atenția autorităților județene. Astfel, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, va încerca încă o dată să obțină o prelungire a programului și astfel biroul să fie deschis și marțea, nu doar joia. Persoane în cârje, gravide și oameni grav bolnavi așezați la cozi interminabile. Asta vedem în fiecare joi la biroul Casei Județene de Asigurări de Sănătate deschis în Policlinica Spitalului de Urgență din Petroșani, unde zeci de persoane vin pentru o simplă adeverință sau să își ridice cardurile de sănătate.
funcționează de mai bine de un an de zile, am constatat că este subdimensionat în ceea ce privește capacitatea și încă de la bun început am făcut o solicitare de a mări programul să nu mai fie doar joia, să fie și marțea. Însă acest lucru depinde doar de disponibilitatea de forță de muncă, dacă îmi permiteți exprimarea aceasta, din partea Casei Județene de Asigurări de Sănătate. În urma discuției noastre de astăzi, o să fac o adresă din partea Consiliului Județean, în care să informăm din nou CZAS-ul de necesitatea acestui program prelungit și eu sper că în cel mai scurt timp să venim cu vești bune, pentru că, într-adevăr, deși oamenii nu mai sunt nevoiți să parcurgă 200 de kilometri pentru o simplă adeverință, totuși trebuie să stea o zi întreagă la coadă, ceea ce oricum e neplăcut. Sper să avem o soluție cât de curând în privința asta. Momentan acest birou este deschis doar joia între orele 10 și 15, motiv pentru care unii oameni se așează cu noaptea în cap la coadă. Zeci de judecători și procurori se află în aceste zile în municipiul Petroșani. Din fericire, nu au venit pentru a judeca vreun caz, ci pentru a juca fotbal, asta pentru că Petroșaniul este gazda celei de-a 12-a ediții a Cupei Magistraților. Au dat robele pe pantaloni scurți și tricouri, iar ciocanul din sala de judecată l-a înlocuit cu mingea de fotbal. Vorbim de zeci de magistrați din întreaga țară care în aceste zile sunt la Petroșani, unde are loc cea de-a 12-a ediție a Cupei Magistraților. Ne aflăm în prezența desfășurării celei de-a 12-a ediție a campionatului de fotbal al procurorilor și judecătorilor din țară. Sper să facem față din punct de vedere fotbalistic, iar colegii care au venit aici să se simte bine. Pentru asta ne-am și ocupat să le punem la dispoziție teren, cazare și absolut tot ceea ce ține de o bună organizare. Spuneți-mi de unde această pasiune, adică să veniți să coborâți din sala de judecată exact pe teren. Pot să spun că pasiunea pentru fotbal, dacă este să iau în ordine, a fost prima, pentru că am jucat fotbal de mic și eu și alți colegi de-ai mei. Așa, în perioada copilării, jucând fotbal la Minerul Rican și chiar la Jiu o perioadă. După care a intervenit profesia și ne-am concentrat mai mult pe profesie, însă nu uităm de faptul că fotbalul este o pasiune a noastră tuturor și face bine celor care o îl practică. Unde este mai greu, pe teren sau? Cu siguranță la servici. Sunt procuror de anchetă, dar pot să vă spun cum e într-un birou de anchetă și cum e aici. E mult mai greu aici. Acolo avem niște reguli foarte stricte din care nu putem ieși. Aici lucrurile par foarte complicate, mai ales când ești în posesia mingii. Înțeleg că fotbalul este un hobby, de unde? Fotbalul este un hobby, dar pasiunea noastră este cel puțin la fel de mare ca a profesioniștilor. Ne bucurăm că suntem gazda din punct de vedere amplasamentului terenului de desfășurare această competiție și denotă faptul că Universitatea din Petroșani este apreciată atât de către organizațiile de profil, ONG-urile, cât și de alte instituții, fiind unul din polii importanți ai culturii din Valea Jiului, al educației din Valea Jiului, din județul Hunedoara, cât și din România. Orice eveniment care se desfășoară pe teritoriul campusului Universității din Petroșani este binevenit, ne dăm tot concursul din punct de vedere al organizării, ceea ce ține de noi, să iese cât mai bine, pentru că există personal calificat care va avea cele mai bune rezultate. Evenimentele de genul acesta sunt binevenite și vom răspunde pozitiv tuturor solicitările de genul acesta de a închiria atât terenul sintetic, cât toate spațiile universității. Competiția se desfășoară astăzi și mâine, urmând ca după încheierea ultimului meci să se desemneze marii câștigători. Capacele de canal au căzut din nou pradă magneților tot mai experimentați. Astfel, zeci de canale de pe mai multe străzi din municipiul Petroșani au rămas descoperite, devenind un real pericol atât pentru mașini cât și pentru trecători. Am intrat în sezonul furturilor de capace de canal. Asta putem spune după ce zeci de guri de canal au rămas descoperite în municipiul Petroșani. În urmă cu o săptămână am început iar să avem probleme cu capacele de canalizare, în special în zona Dimitrov-Carpați. Au dispărut în prima fază 5, după aceea 3, după aceea 2. Culmea este că dispar ziua. Colegii de-ai noștri au văzut că sunt dimineața acolo, după aceea nu au mai fost. Au fost comandate capace, vor fi înlocuite săptămâna care vine, le vom pune din material compozit și de la primărie am înțeles că se vor face niște achiziții de capace ca să fie și pe stoc. Aceste furturi ridică mari probleme, odată financiare, că ele sunt foarte greu de înlocuit, nu doar capacul, el trebuie înlocuit cu tot cu suprafața de lângă. Pot genera accidente, a fost un incident.
pot genera înfundări ale rețelelor de canalizare și multe alte probleme. Astfel, începând de săptămâna viitoare, toate capacele lipsă vor fi înlocuite. Însă chiar și așa, cei care și-au făcut o meserie din acest furt vor fi cercetați de organele de poliție. Cantina socială din municipiul Petroșani va intra în reabilitare totală. După finalizarea lucrărilor propriu-zise, asistații sociali vor primi din nou hrană caldă. Geamuri sparte și uși făcute praf. Așa arată acum cantina socială din municipiul Petroșani, unde zeci de asistați sociali vin să mănânce sau să își ridice hrana. Vom face reparații curente la cantină pentru că se impun schimbările de geamuri, avem o ușă pe care asistații, din păcate, ne-au cam degradat-o, zugrăveli și tot ce trebuie să recondiționăm spațiul. Mai mult decât atât, persoanele care până acum au primit hrană rece vor beneficia din nou de masă caldă. Deocamdată distribuim hrană rece, știți că de o perioadă bună de timp am distribuit hrană rece. Reparațiile sperăm să nu dureze foarte mult și noi încercăm să fim optimiști și să... Deci ne-am programat pe data de 27 să începem distribuirea de hrană caldă. Să sperăm că nu vor interveni alte probleme în capitolul de reparații să dureze mai mult, dar în cel mai rău caz, de la 1 mai vom distribui hrană caldă cu siguranță. Târgul săptămânal, care până acum era în zona din fața stadionului Jiul din municipiul Petroșani, va fi de duminică mutat în incinta stadionului. Decizia aparține consilierilor locali, care susțin că prin această schimbare traficul în zonă nu va mai fi îngreunat, iar comercianții își vor putea vinde marfa liniștiți. Persoanele care frecventează târgul săptămânal din municipiul Petroșani trebuie să știe că de duminică acesta va fi în incinta stadionului din localitate. Începând cu data de 19, deci de duminică aceasta, târgul de produse industriale și nu numai, care avea loc pe platoul din fața stadionului Complexului Sportiv Jiul Petroșani, se mută în interiorul Complexului Sportiv, pe cele două alei care înconjoară baza sportivă. După cum se știe, pe programul de reabilitare a străzilor de pe zona Colonie, urmează și ca acea stradă, pe care deja știți că s-au întins foarte mult vânzătorii de tot felul de produse, va intra și aceea în reabilitare și vă dați seama că nu s-ar putea lucra în condițiile acestea. Și cred că este chiar mai bine și pentru siguranța circulației și pentru cetățenii din zona respectivă, care nu mai aveau liniște niciun weekend, cei care locuiesc, locatarii și proprietarii din zona respectivă. Mai mult decât atât, comercianții care vor veni să își vândă marfa aici vor plăti și o taxă, la fel ca și până acum. Taxele sunt cele stabilite de Consiliul Local prin hotărârea de anul trecut, prin care s-au stabilit taxele pe 2015. Pentru cei care vând produse second hand, pentru pătura săracă a populației nu se percepe taxa. Târgul adună săptămânal comercianți cu produse noi, dar și persoane care vând marfă second hand și tot felul de chilipiruri. În județul Hunedoara sunt doar 8 producători de produse tradiționale. O veste bună este că în doar câteva luni vor mai ieși pe piață alte 4 produse autentice. Astăzi a avut loc o întâlnire a producătorilor din județ cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara a organizat astăzi un atelier de lucru cu tema Atestarea și promovarea produselor tradiționale. La această întâlnire au participat și reprezentanții Ministerului Agriculturii. Sunt 8 produse atestate în județul Hunedoara, dar eu consider că județul Hunedoara are un potențial mult mai mare și, din câte a spus doamna președinte, sunt deja încă 4-5 dosare în lucru pentru produsele din zona Hunedoara. Eu îmi doresc ca până la sfârșitul anului să avem cel puțin 30-40 de produse din zonă. Producătorii din județ s-au plâns la întâlnire și de faptul că suportă costuri destul de ridicate atunci când vine vorba de a verifica produsele.
Costurile, într-adevăr, sunt ridicate pentru buletinul de analize. O să am o discuție cu conducerea ANSVSA-ului pe această temă, să vedem ce soluții putem găsi, în așa fel încât producătorii să fie ajutați din punctul ăsta de vedere și să avem produse cât mai multe, pentru că România are potențial natural și uman foarte bun. În județ există doar 8 produse atestate, însă vestea bună este că anul acesta urmează alte 4 care vor fi scoase pe piață. Vor ieși pe piață la sfârșitul acestui trimestru. Este vorba despre cârnații de săcărâmb Țurcanu, este vorba despre magiunul de măceșe hunedorean Casa Maria și plăcinta înfuriată de mălăiești Hațeg. Astea sunt în fază finală. Apoi să vedem, o să încercăm și promovarea, nu numai promovarea, ci și atestarea plăcintelor pădurenești care sunt celebre în zona noastră. Este greu să promovați prin propriile puteri aceste produse? Produs, nu că e un pic, deci ne întâmpinăm anumite greutăți, să zic așa, formalități. Pentru noi, ca să o producem, să o facem, nu e așa greu. Deci noi o moștenim metoda de cum să face plăcinta de la bunici, străbunicii noștri, dar formalitățile astea ne dau un pic peste cap, pentru că noi suntem mici producători, deci suntem la început, nu cunoaștem atâta birocrație, atâta... Deci, de costuri? Costurile sunt și costuri, dar eu ca persoană, eu produc în propria mea gospodărie. Oamenii trebuie ascultați și sprijiniți. Asta face Consiliul Județean. Sprijină Asociația Producătorilor Tradiționali și este un partener corect. Concret, cu ce sprijin? Concret, finanțează acțiunile lor, răspunde solicitărilor, da? Sigur, într-un cadru legislativ încă insuficient dezvoltat. La nivel național există cu puțin peste 420 de produse 100% tradiționale. Astăzi creștinii ortodoxi sărbătoresc izvorul tămăduirii, zi închinată Maicii Domnului. Astfel credincioșii vin în această zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică. În fiecare an, în prima vineri după Paști, în Vinerea Luminată, Biserica Ortodoxă sărbătorește izvorul tămăduirii. În această zi, credincioșii cinstesc un praznic împărătesc închinat Maicii Domnului și vin la biserică pentru a lua apă sfințită denumită Aghiasma Mică. Sărbătorim izvorul tămăduirilor, sărbătoarea în care se sfințește Aghiasma Mică, care este o aghiasmă foarte bună pentru cei care sunt neputincioși, trupește și sufletește. Aghiasma Mică poate fi băută tot anul pe nemâncate, spre deosebire de aghiasma mare de la Bobotează, care poate fi băută numai timp de 8 zile. Tot aghiasma mică se numește și apa sfințită la sfeștania casei. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30. Să aveți parte de un weekend cât mai plăcut!